Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În acest clip voi testa una dintre cele mai mici alimentatoare, convertoare, coborătoare de tensiune. Adică acesta este un buck converter, ce are la bază integratul, sper că se vede în cameră, că abia am reușit să filmez, MP1482DS. Este cel de aici. Ca să vă dați seama cât de mic este, am să pun și o monedă de 50 de bani pe lângă ea. Asta doar ca idee. Vedeți? Foarte mică. Și dacă aș pune și degetele, deja l-aș acoperi complet. Pe intrare putem aplica o tensiune între 4,75 și până în 23V, deși în data și scrie că până în 18V, nu înțeleg care e adevărul la urmă. Iar pe ieșirea va da între 1V și 17V. Mai avem și o informație, frecvența de comutație de 340 kHz. Avem conectorul pe intrare și cel de pe ieșire, bineînțeles că și acest inductor. Și acela mic de deasupra acestui convertor este un semireglabil. Sper că îl vedeți bine. E foarte, foarte mic. Înainte de a trece la teste, să lipim câțiva pini, practic 2 pe intrare și 2 pe ieșire. Am lipit pinii, nu sunt drepți, nu prea contează pentru că e doar pentru test. Haideți să testăm prima dată reglajul tensiunii, să vedem așa în mare. Deci avem plusul jos și minusul sus, să alimentăm. Am reglat momentan sursa de laborator la aproximativ 12V și ceva. Avem pe ieșire 0,2V, probabil regla la minim. Da, așa de mic? Da. Hai să reglăm. Da. Ah, da, e bine, nu înțeleg de ce apărea eroarea 0,2. Da, reglează minimum 1V. Și să creștem. Vedem până unde ajungem. Asta. Abia am găsit șurubelnița să reglez semireglabilul ăsta. Este genul de kit pe care îl reglezi la o anumită tensiune și așa rămâne, că nu ai cum. Pare să fie destul de practic, dar cum să vedem în teste mai departe. Avem 12,2 pe intrare, să reglăm mai sus. Spune că duce maxim 23 conform AliExpress, dar data și scrie 18. O să vedeți că întotdeauna va crește pe ieșire pentru că e regla la maxim în zona respectivă. 22. Ca un pic. 23. Atât lăsăm. Deci 23 pe intrare și avem 21,7 pe ieșire. Să reglăm spre minim. Și trebuie să rotești în sens sulacerul de ceasornic pentru a micșora. Da. Dar nu înțeleg de ce a reglat la 0,2V. În mod normal scrie că de la minimum 1V pe ieșire. Să testăm stabilitatea tensiunii pe ieșire la reglajul curentului de până în 1,8 A. Trebuie să menționez că am schimbat cablurile de test. De data aceasta am unele de 1,5 mm² și pe intrare de la sursa de laborator. Și nu am mai pus crocodil pe ieșire, ci am lipit direct cabluri foarte scurte. Ca să nu mai am problema cu acea cădere pe cablurile respective, cum am avut la lemelul respectiv. Păi, haideți să începem. O să aveți în colțul din stânga, în zona aceasta, și panoul de măsură al sursei de laborator. Asta pentru a vedea voi eficiența. Eu o să calculez la sfârșit, după ce o să fac testele, și o să vă arăt care e eficiența la tensiunea de 12V pe intrare, cu 3,3 pe ieșire, 5 pe ieșire și 9V pe ieșire. Și apoi voi testa la 18V, nu vreau în sarcină să duc prea mult limita, că nu știu sigur dacă la 23V în sarcină va suporta pe intrare, mă refer, și ieșirea.
Nu înțeleg ce vreau eu. Așa că vă o să pun 18V pe intrare și 12 pe ieșire la ultimul test în sarcină. Păi să începem, mărim curentul. Abia am reușit să reglez la 3,36. Reglajul acelui semireglabil e dezastru. Da, mă rog, am reușit până la urmă. Avem 700 de miliamperi. Tensiunea se menține chiar foarte bine. Acum a început un... Da, nu, e bine, e perfect. Chiar nu e problemă. 1,35. 1,6. Nu frige. Da, începe să încălzească. Pare rău că nu am o cameră de citire a temperaturii. Straniu, a început să crească tensiunea, dar de ce? 1,8 amperi. Deci duce curentul respectiv. Nu crește mai mult, că nu are sens. Hai să vedem, pe ieșire avem puterea de 6,27W, iar pe intrare 7,1W. Eficiența în cazul acesta este de 87%. Asta înseamnă că se pierde până într-un watt prin căldură. Am reglat la 5V. Să pornim electronic loaderul. 700, aproape 700 de miliamperi. amperi. Duce perfect. Să calculăm eficiența, avem 9W pe ieșire și 9,9W pe intrare. Și ne-a dat o eficiență de 91%. Restul de aproximativ aproape de 1W pierzându-se prin căldură. Frigerea asta? Da, un pic. Da, până la urmă este la 1,8 amperi. În mod normal nu folosește așa ceva la continuu la curentul respectiv. Să reglăm și la 9V. Am lăsat la 9,2V. Să pornim consumatorul. 800 de miliamperi. Să depășim 1 amper. Da, este perfect. La fel, tensiunea pe ieșire este foarte stabilă, zic eu. Scăderea este infimă. Să calculăm eficiența. Avem 16,6W pe ieșire și 17,6W pe intrare. În cazul acesta ne dă o eficiență de 94%. Ce am observat eu că acea pierdere de putere pe el este constantă oarecum. Deci alimentăm la 12V, atenție. Asta înseamnă undeva la 1W. Pierderea de putere pe el, ceea ce mi se pare superb. Hai să reglăm intrare la 18V. Lăsăm așa, 18 cu aproximație și reglăm pe ieșire la 12V. Să pornim consumatorul. 1A. A scăzut la aproape de 1. E bine, oricum e în regulă. Da, am crescut curentul până la 1,8 amperi. Și să calculăm eficiența, avem pe ieșire puterea de 21,6W, iar pe intrare aproximativ 20, hai să spunem 23W. Și ne dă o eficiență de aproximativ 94%. Se pierde prin căldură aproximativ 1W și ceva. Am trecut pe o foaie datele privind eficiența pentru a vedea mai în ansamblu și din câte se observă, la alimentarea de 12V pe intrare, în cazul ieșirii de 3,3V avem 87% eficiența, la 5V 91%, la 9V pe ieșire 94%, intrare de 18V și ieșire de 12V, având eficiența în cazul acesta de 94%. Din câte se observă, cu cât crește tensiunea pe ieșire mai mult, cu atât eficiența este mai bună. Și ca să nu apară întrebări în comentarii, cum calculăm eficiența, deși am spus într-un clip anterior, dar e normal cei noi să nu știe, aceasta este formula de calcul. Eficiența este egală cu puterea pe ieșire, măsurată în wați, împărțit la puterea pe intrare, măsurată tot în wați, apoi, după ce am făcut acest calcul, înmulțim cu 100 și o să ne dea în procente. Așa am calculat eu eficiența. Și așa se calculează din câte știu. Și ultimul test, măsurarea zgomotului pe ieșire. Trebuie să țineți cont de că în gol acest osciloscop are undeva pe la 8 mV, 8-16 mV vârf la vârf.
masa. Avem pe intrarea acestui, nu mai stau să măsur acum, aveți încredere în mine. Avem 12 V pe intrare și o să testez riplul în gol și în sarcină la 1A, la 3,3 V și la 5 V. În gol 3,3 V. Avem aproximativ 40-50. Hai mă, trebuie să fac atingere bine. Da. Mi-a spus cineva în comentarii și are dreptate că masa, acest crocodil cu acest conductor, e ca o antenă și introduce zgomot. Și cam are dreptate, dar nu e foarte mult. Din ce am observat eu, ideea e că n-am niciun arc, am improvizat ceva scurt, un conductor scurt și am observat că e diferență doar de 10 milivolți. Deci nu e foarte mare diferență. Acum depinde probabil de frecvență. Văd că nu arată frecvența deloc în gol. Să creștem la 1 A. Deci în gol ați observat că e până la 40 până în 50, 40 de milivolți, ceea ce e foarte bine. Mai creștem nițel. Avem 1 A și un zgomot între 120 și 160 de milivolți vârf la vârf. Frecvența de comutație de 2, 3, 4 kHz. Bineînțeles că dacă crești curentul, va crește și zgomotul, din ce am observat eu. Am reglat la 5 V, să introducem oscilloscopul. Avem cam același zgomot pe ieșire, dar tot în jurul valorii respective. Să creștem curentul la 1 A. E mai mare de data asta. Deci se duce către aproape de 200 de milivolți la vârf. Și crește acea frecvență de comutație la 7-8 kHz. Să creștem din curiozitate la 1,8 A. La fel, am trecut și riplul pe o foaie pentru a trage concluziile mai clar. La tensiunea pe intrare de 12 V și ieșire 3,3 V, avem un riplu de 120-160 mV vârf la vârf, la un curent de 1 A. Și în cazul în care pe intrare avem 12 V și pe ieșire 5 V, vom avea un riplu mai mare, între 170 și 200 mV vârf la vârf. E un pic cam straniu, dar da, mă așteptam să fie invers, dar nu contează. Doar ca să vă faceți o idee. La fel, la un curent de 1 A. Ați observat, bineînțeles, că cu cât crește în curentul, cu atât riplul e mai mare. La final, aș vrea să vă spun că conductoarele au fost schimbate la ieșirea montajului de test. Am pus unul de 16 AWG, este standardul internațional, adică în milimetri pătrați 1,5. La fel și în cazul cablurilor de test, din sursa de laborator și până în montajul nostru de test, tot de 1,5 mm. Cam aici se termină acest clip privind testarea unui buck converter în miniatură. Sper că a fost interesant și util episodul de azi. Dacă da, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!